Nu este Zelensky. Nu, deci, nu, Cezara Zelensky cunoaște acest tip, deoarece ea era preocupată, am declarat și vreo 2 ani în urmă, când în primele vizite în Dubai se ocupa, le făcea permis de ședere, deschidea conturi, adică, deci, la moment, pentru faptul, deci acest cetățean român, merge vorba de un cetățean român, este acum anunțat în căutare în România, acest cetățean român, oficial de organ de drept. Deci este român de acolo, nu este... Da, este român din România, era o persoană de încredere de-a lui Plahotniuc, această sută de milioane de dolari, deci peste 100 de milioane de dolari în total, au fost acumulate în mai mulți ani de Plahotniuc, această persoană fiind persoană de încredere a lui Plahotniuc. Deci astea sunt lichidități, 100 de milioane de dolari lichidități, nu... Nu active, nu terenuri, nu blocuri. Extraordinar. Vorbesc despre bani cash. Extraordinar. Da. Deci acest cetățean român a obținut câteva pașapoarte cu identitate falsă în Republica Moldova, care le-a făcut Plahotniuc, când au apărut problemele cu justiția în România la acest cetățean român. Plahotniuc i-a făcut câteva pașapoarte moldovenești? Nu este fostul deputat care a fost surprins, chiar fostul deputat PSD, care a fost surprins pe aici, pe la Chișinău? Nu, eu acum nu vreau să comentez. Vă spun încă o dată. Deci astăzi această persoană este anunțată oficial în căutare de statul român. Statul român. Și când a fost anunțat în căutare, deci atunci Plahotniuc și acum urmează. Eu tot aștept discuția cu cineva din conducerea Procuraturii Generale, unde nu vă supărați, dar deci, știți, vă dați seama, da, își dau de nume, detalii. Dau detalii, apămâș, să îngroapă și ăla ca un struț. Nu vreau să ne dați detalii din dosar. Deci important asta să facem ca această sută de milioane de dolari și alți bani furați de Republica Moldova să se întoarcă în țară. Adică eu n-am nevoie acum. Da, cu vă dați seama, pot să dau și nume și denumire la companie. Adică... Credeți că dacă Procuratura Generală ia măsurile necesare, acești bani pot fi recuperați? 100%.